Ministerul Sănătății vrea să recâștige încrederea românilor în vaccinare, mai ales după ce pandemia a afectat campaniile de imunizare din țara noastră. Dacă e să ne uităm la ratele de acoperire vaccinală, vedem că în cazul unor vaccinuri, cum ar fi hepatitic B, ROR sau DTPA, ratele sunt între 83,4 și 84,6, mult sub 95%, cât spun specialiștii că este acoperirea optimă. Boala la care este cea mai, să zicem, la risc de a dezvolta epidemie în viitor apropiat, este rujeola. În noua strategie națională de vaccinare, România își propune ca până în 2030 populația să ajungă la o acoperire vaccinală peste 90% la toate serurile incluse în programul național. În plus, se va ști exact ce instituție se va implica în creșterea ratei de imunizare, cum se va face accesul la vaccinare, dar și aprovizionarea cu seruri. N-are niciun fel de legătură cu obligativitatea vaccinării, deci nu prevede niciun fel de element legat de obligativitate. Trebuie să ne păstrăm statusul de țară fără poliomielită, trebuie să ne păstrăm statusul de țară fără epidemii de rujeolă, fără epidemii de rubeolă. Acum, Programul Național de Vaccinare asigură protecția față de 14 boli infecțioase considerate priorități pentru sănătatea publică. Pe listă sunt poliomielita, rujeola, dar și rubeola, din păcate, cu rate de acoperire a vaccinării tot mai mici. Dacă vom renunța la vaccinare și la o strategie așa cum a fost concepută, măcar până în anul 2030, ne întoarcem cel puțin în evul mediu. Și în evul mediu știm foarte bine că prima cauză de deces era boala infecțioasă, iar durata medie de vârstă a populației era practic până la 25-30 de ani. Din această toamnă, bolnavii cronici primesc gratuit vaccinul antigripal, în timp ce persoanele între 45 și 65 de ani fără afecțiuni cronice au 50% reducere. Specialiștii spun că ar fi bine să ne imunizăm, având în vedere că virozele respiratorii se înmulțesc. Doar în ultimele 7 zile, în Olt, peste 1000 de oameni au ajuns la spital cu simptome specifice. Cei mai mulți sunt copii și tineri sub 19 ani. În general vin cu tuse, febră, disnee, stare generală alterată, adică au fatigabilitate, sunt obosiți. Puțin peste 172.000 de vaccinuri antigripale au fost făcute până în acest moment în România. Cele mai multe dintre ele au fost administrate unor persoane care beneficiază gratuit de acest vaccin. Asta în contextul în care numărul infecțiilor respiratorii crește de la o săptămână la alta. Doar în ultima săptămână în România au fost 83.000 de cazuri de infecții respiratorii, între care 2 cazuri de gripă. Pentru Telejurnal, Ilinca Nazarie și Romeo Stancu.